Taina vinului este a firii omului care voiește să se opună neștiinței, păzindu-și lucrarea sănătoasă, ca Dumnezeu să o primească cu bucurie. Vasul, butoiul vopsit ușor, este chipul ar curăției trupului sănătos în toate părțile lui de patimile urâte, căci este cu neputință să slujească vreunei plăceri, precum este cu neputință să se pună vinul într-un vas nevopsit întreg sau neavând vreo tărie în el. Așa să ne cercetăm și noi pe noi, căci nu putem plăcea lui Dumnezeu având în noi vreo ură sau dușmănie, căci acestea împiedică pe om să se pocăiască. Iar vinul spumegă la început, având chipul tinereții care e în mișcare până ce nu înaintează în vârstă și nu ajunge la o liniște. Dar nu se face vin fără un must de struguri, cum nici pâinea fără aluat. Așa nici tinerețea nu poate înainta în mierea ei, de nu primește de la părinții ei aluatul după Dumnezeu și nu-i vor da ei calea, până ce nu îi se va dărui ei Dumnezeu și nu se va înălța cu vederea spre el. Să fie lăsată de aceea în casă până ce ajunge la o așezare. Tot așa, fără liniște și neplăcută pătimire și fără toată osteneala după Dumnezeu, este cu neputință tinereții de a veni la această stare. De lăsăm vinul cu cele născute din el, se face oțet. La fel, firea tinereții, de va fi între rudenile după trup sau între altora care nu sunt în aceeași făptuire și nevoință, pierde felul de viață după Dumnezeu pe care l-a primit de la părinți. Și pun vasul cu vin în pământ pentru a nu fi luat de vânt și a se pierde. Așa și tinerețea. De nu va dobândi smerenia în toate, toate ostenelile ei vor fi zadarnice. De se gustă din vin de multe ori, gustul lui e luat de vânt și se pierde. Acest lucru se întâmplă de multe ori omului care își arată lucrul lui, căci tot lucrul lui îl pierde slava de șartă. De vor lăsa gura butoiului deschisă, vierii lacom vor consuma vin. Așa și multă vorbire și ușurătatea și deșertăciune. De vor lăsa vinul în calea vântului, acesta îi pierde chipul și firea. Așa mândria pierde tot rodul omului. Ascund vinul în magazine și sub un acoperământ. Așa și liniștea și înstrăinarea de la orice lucru. Căci e cu neputință omului să păzească ostenele lui fără liniștea și fără neconsimțirea cu lucrurile lumii.